Tocmai mi-am instalat Ubuntu, mi-am făcut actualizările și acum trebuie să-mi activez driverele. Din fericire, laptopul meu, de fapt Ubuntu, recunoaște toate componentele laptopului meu, mai puțin una, placa video. Mi-a recunoscut din start placa wireless, placa de rețea, webcam-ul, recunoaște foarte multe imprimante și scanere din start. Acum trebuie doar să activez driverul respectiv. Driverul este aplicația care permite sistemului de operare să acceseze o anumită componentă. Mă duc aici, panou principal, scriu driver, drivere adiționale. Acum îmi scanează calculatorul să vadă ce componente am. Mi-a găsit acum driverul. Dau click, activează, introduc parola. Acum aștept puțin și probabil o să-mi ceară să restartez sistemul de operare și apoi o să funcționeze. Ok, pa, pa!